liberale făcute de alianța ciolanistă, liberalo-pesedistă și de a plasa pe omul marilor indemnizații în postura de mare opozant al PSD. Părerea mea și a PDL Alba este că omul marilor indemnizații ar fi mai bine să tacă. Sau, dacă tot are chef să se audă vorbind, să ne povestească despre marile promisiuni electorale făcute de liberali împreună cu aliații pesediști acum 2 ani și despre cum au fost acestea onorate, despre marile reduceri de impozite promise, despre marea reducere a TVA de la 24% la 19% promisă, despre marile investiții și milioane de locuri de muncă promise, sau, de ce nu, despre marile salarii din ASF-ul condus de colegul său liberal, Dan Radu Rușanu, un subiect care este cu siguranță familiar și provocator de plăcute amintiri. Nu încercați să ștergeți cu buretele într-o zi tot rău făcut de PNL alături de PSD în ultimii 3 ani și să faceți uitate toate minciunile datorită cărora USR a ajuns la guvernare. Aveți măcar decența, domnule Florin Roman, de a vă asuma eșecul guvernării alături de PSD și abia apoi să faceți marele opozant. Asta așteaptă cetățenii de la dumneavoastră, domnule Florin Roman, nu frustrat de politician care nu a mai ajuns la Ciolană.